Cei patru inculpați au fost reținuți de procurori în colaborare cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați. Din cercetări a reieșit faptul că, începând cu luna septembrie 2013, pe raza municipiilor Galați și Brăila s-ar fi constituit un grup infracțional organizat care ar fi plasat pe piață bagnote euro contrafăcute în contextul unor tranzacții de vânzare-cumpărare de autoturisme second-hand între persoane fizice. Astfel, patru bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 37 de ani sunt bănuiți că ar fi introdus în România aproximativ 10.000 de euro în bagnote din cupiure de 50 și 100 de euro contrafăcute pe care le-ar fi obținut din Grecia. Din primele probe reiese că grupul infracțional era constituit din trei bărbați, la care ulterior a aderat și un al patrulea. Aceștia procurau bani falși din străinătate pe care ulterior îi vindeau pe piața din România. În schimbul acestor bancnote, inculpații plăteau un procent de 14%. După revenirea în țară, bărbații au folosit o parte din bani pentru achiziționarea de bunuri, cum ar fi câteva autoturisme pe care ulterior le-au dezmembrat în serviciul unuia dintre membrii grupului. Din probele administrate de procurori reiese faptul că cei patru au reușit să folosească această metodă de 4 ori înainte de a fi prinși.